Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Stop Cadru Rădăuțean. Gospodarii bucovineni își plătesc dările de obicei la început de an. Ne-am deplasat la biroul de taxe și impozite pentru a vedea dacă așa stau lucrurile și în acest an. La fel ca și în ceilalți ani, multă lume a venit până în momentul de față să plătească impozite și taxe locale, în jur de 2000 de contribuabili. Din... Este mult sau puțin asta? Cam... normal pentru această perioadă, fiind și o perioadă de criză națională, mondială, cum vreți să spuneți. Cine reglementează valoarea taxelor și impozitelor locale? Deci, până în momentul de față, prin legea numărul 571 pe 2003, privind codul fiscal, cu modificări și completări ulterioare, că au fost, guvernul a indexat valorile impozabile, cuantumurilor, cotele de impozitare și lăsa la latitudinea Consiliului Local să majoreze până într-un maxim de 20%. De vreo 3-4 ani încoace, Consiliul Local nu a mai majorat aceste taxe locale, le-a lăsat la nivelul pe care l-a hotărât guvernul. Se discută în ultima perioadă de creșterea valorică a contribuțiilor persoanelor către stat. Au apărut ceva modificări în lege? Cred că, ca și dumneavoastră, ce am auzit este de la televizor. Până în momentul de față nu a apărut nicio lege, nicio ordonanță de guvern ca să vă pot spune sigur ce se întâmplă cu aceste taxe locale, cu cât vor fi majorate, de când, nu știu, eu atât am auzit, până în 24,5% se vor majora impozitele și taxele locale, dar va fi hotărârea Consiliului Local. Acum... asta tot ce am auzit și eu la televizor, ca și lumea care e speriată și vine să plătească de teamă să nu li se mărească impozitul. Dacă plătești în prima perioadă a anului, beneficiezi de anumite reduceri? Da, și persoanele fizice și persoanele juridice, dacă plătesc impozitul integral pentru tot anul, au o reducere de 10% bonificație până la 31 martie. Beneficiază de această bonificație. Numai dacă plătesc impozitul integral pentru tot anul. Odată ce ai plătit taxele și impozitele aferente anului 2009, modificări legislative pot duce la urmărirea fiscală a persoanei care deja a plătit? Deci asta doar legiuitorul poate să hotărască dacă se aplică retroactiv sau de la data apariției, intrării în vigoare a respectivei legi. Procentual, cam câți contribuabili au trecut deja pe la caserie? Un 10%, poate aproximativ 8-10%, cam greu să vă zic așa un procentaj al persoanelor. Dacă anul fiscal 2008 s-a încheiat, putem vorbi în schimb de datornici. Există datornici? Ce sume ar mai fi de recuperat? Există datornici și persoane fizice și persoane juridice. Unii din ei sunt recuperabili, sumele sunt recuperabile până în primul trimestru al anului, deja unii din ei au mai achitat din restanțe, orică au uitat anul trecut, ori poate n-au avut timp. La persoane juridice, suma datornicilor pentru anul trecut este cam în jur de 1.300.000, din care o parte importantă din această sumă o reprezintă datoriile fundațiilor umanitare, care pentru noi sunt, o să fie greu de recuperat sau chiar imposibil de recuperat din cauza mașinilor pe care directorii fundațiilor practic nu le au. Sunt date către alte persoane și cam s-a pierdut urma lor. Câteva societăți care cu sume mai mari sunt... nu știm acum, vor fi de recuperat sau nu, suntem în proces, în litigiu și tot câteva societăți, așa cu sume mai mari, care sunt în lichidare judiciară și ce se va hotărâ. Puteți să dați un exemplu, cam cât este impozitul pentru un apartament, să spunem, cu două camere, la ora actuală, câteva exemple, ca să își poată face cetățeanul. Cu trei camere, este în jur de 90 de lei,
Impozitul pentru unul cu patru camere în jur de 1.100.000-1.200.000 depinde totuși de suprafața pe care o are fiecare, că sunt apartamente cu două camere decomandate care au suprafața mai mare, semi-decomandate, suprafața mai mică. Deci o garsonieră în jur de 400.000-500.000, un apartament cu două camere 700.000, cam așa. Asta față de anul trecut e mai mult sau mai puțin? Este la fel. Față de anul trecut și chiar față de acum 2 ani este la fel. Bun găsit, stimați telespectatori! Stop cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Invitat în studio. Iată de ce se află în acest moment în studioul nostru domnul Mihai Șandru, directorul firmei Jäger. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Emisiunea Stop cadrul Rădăuțean a prezentat cu câteva săptămâni în urmă prezența dumneavoastră în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Deși nu ați cerut nimic, o autorizație sau vreun drept anume către Consiliul Local, problema firmei Jäger a fost luată în discuție de către aleșii locali. De ce ați fost în acea ședință? În primul rând am fost în acea ședință ca să ne demonstrăm, dacă doriți, disponibilitatea și transparența față de fiecare pas pe care îl facem. Jäger intenționează să continue investițiile în zona Rădăuților și în acest sens am ajuns la Consiliul Local pentru că am depus o solicitare, o cerere de urbanism la Consiliul Județean Suceava pentru a dezvolta două investiții în zona pe platforma pe care noi avem fabrica la ora actuală. Spuneați că vreți să continuați investițiile într-un an în care se vorbește tot mai mult de o criză, într-un an în care se vorbește tot mai mult de concedieri. Iată că firma Jäger își propune să investească din nou. Nu e un risc prea mare? Păi faptul că trăim o criză și acest lucru este într-adevăr un adevăr pe care îl resimte orice agent economic, cu atât mai mult trebuie ca acești factori economici să-și ia niște măsuri de protecție. Investițiile pe care le facem sunt tocmai venite în sprijinul, în dorința noastră de a ne proteja investiția și de a reduce costurile. Costurile de producție ale materialelor noastre. Este vorba despre o instalație de generare de aer cald cu utilizare de biomasă. Practic vom utiliza toate deșeurile de origine vegetală pe care le avem în fabrica noastră pentru a genera căldură, aerul cald necesar în procesul de fabricație. Prin această investiție vom reduce emisiile de dioxid de carbon provenite din combustibili fosili cu echivalentul emisiilor a 9.000 de locuințe normale ale unor cetățeni. Deci este vorba de 40.000 de tone de dioxid de carbon anual. Această instalație pe care vă propuneți să o construiți, care va folosi ca materie primă biomasa, în afară de aer cald va mai produce și altceva? Pentru că auzisem ceva despre o centrală de cogenerare. Da, deci este vorba de atâta vom produce energia necesară fabricii noastre. Este vorba într-adevăr despre o centrală de cogenerare. Dar produsul va fi energie. Deci vom produce energie acolo, energie termică în principiu. Nu și curent electric. Nu și curent electric sau cantitatea de curent electric va fi refolosită intern. Va fi refolosită intern. În orice caz, investiția asta se referă exclusiv la necesitățile energetice ale platformei noastre. Câți oameni mai lucrează la ora actuală pe această platformă de la Jäger? La ora actuală, circa 400 de persoane, sunt 420, dacă nu mă înșel. Din care cât sunt cetățeni români? Cetățeni români sunt peste 95%. Dacă nu mă înșel și cred că nu mă înșel, avem la ora actuală doar 7 angajați care provin din Austria sau Germania. Da. Colegi de-ai noștri care, de altfel, sunt angajați ai grupului Jäger. O parte din cetățenii români care lucrează acolo sunt rădăuțeni, iar alții vin din satele din jur. Dornești, Satu Mare?
Da, majoritatea, de acum am spus, peste 95% din personalul angajat la firma Egger provin din zonă. Este vorba de Rădăuți, Dornești, Satu Mare, avem colegi care vin din Siret. În ideea că veți dezvolta în 2009 investițiile care v-ați propus, ce forță de muncă se poate adăuga? Adică creați niște locuri de muncă, da? Aici este vorba de circa 50 de locuri de muncă pentru cele două investiții pe care intenționăm să le facem. Bun. N-am pomenit nimic despre a doua investiție. Adevărat. Vă las pe dumneavoastră ca după aceea să pun eu întrebările, că e mai simplu. Am înțeles. Bine. Atunci vă descriu în câteva cuvinte. Este vorba despre o instalație de producere a adezivilor și rășinilor de care avem nevoie noi în procesul de producție. Adezivii, rășinile respective, sunt niște substanțe, niște suspensii apoase care conțin rășini, amestecuri de rășini și o mică cantitate de formaldehidă, care vor intra în reacție în momentul presării plăcilor de palp pe care le vom produce noi acolo și astfel se realizează fixarea particulelor de lemn în plăcile de palp și palme laminat pe care le cunoaște toată lumea. Toată lumea le are în apartamente. Ați spus o mică cantitate de formaldehidă și eu continui peste spusele dumneavoastră cu și o mare problemă pentru firma Egger. Aldehida formică este toxică? În ce măsură este toxică? Cât anume din această substanță va ieși din procesul de producție în atmosfera din jur? Ce pericol este pentru populația din zonă? Este toată această instalație un motiv de panică pentru rădăuțeni? Pentru că îi aud pe foarte mulți rădăuțeni spunând că nu doresc această investiție acolo. Am înțeles. Investiția noastră, am spus, este dictată de niște cerințe majore de ordin economic, care ne preocupă în cel mai înalt grad. Substanța în sine, formaldehida, are o concentrație în materialele pe care le folosim de maximum 0,1% din cantitate, din cantitatea de rășină. Această limită este fixată prin niște norme europene pe care firma Egger le respectă cu strictețe. Mai mult, ca să vă dau o altă informație privitoare la tendințele actuale în industria de mobilier, firma IKEA împreună cu producătorii de plăci au luat o decizie deja în sensul în care emisia de formaldehidă în plăcile produse de către acești industriași, dintre care facem și noi parte, va fi redusă la jumătate în cel mai scurt timp. Deja noi folosim adezivi pentru producerea plăcilor de pal, adezivi care conțin jumătate din cantitatea de formaldehidă pe care v-am precizat-o deja. Deci e un lucru care îi preocupă intens pe producătorii de plăci, printre care facem parte și noi, pentru că avem prin tradițiile firmei noastre, avem ca valori principale protecția angajaților, protecția comunității în care suntem integrați, protecția mediului. Nu mi-ați spus cât la sută din acest produs pătrunde în atmosferă sau iese din procesul de fabricație? Fabrica în sine, ca emisii, este încadrată sub toate normele prevăzute atât de legislația românească cât și de cea europeană. În ce privește instalația în sine de producere a adezivului, emisiile, cel puțin cele pe care producătorul instalației ni le-a precizat pe hârtie, sunt în jurul valorii de zero. Respectiv, este o instalație cu circuit închis, unde substanțele chimice circulă, au loc reacțiile respective și produsul rezultat este această soluție, acest adeziv, care, v-am spus, este o suspensie apoasă de rășini amestecat cu formaldehidă. Toate aceste substanțe circulă pe sisteme închise care au mai multe nivele de protecție garantate de către producător, solicitate de către noi
să fie introduse în acest proiect. Sunt nenumărate sisteme de protecție automate, care sunt parametrii care sunt verificați în permanent, presiune, temperatură în această instalație. În momentul în care unul din parametrii își schimbă valoarea, instalația se oprește automat, deci totul este automatizat și substanțele rezultate sunt păstrate în recipienți care nu au contact cu exterior, în principiu. Instalația respectivă este fără îndoială deservită și de muncitori, nu este pur automată. Instalația este automată, nu vor fi muncitori care să manipuleze aceste substanțe, în principiu. Este automată, totul va fi controlat printr-un sistem monitorizat, printr-un sistem de calculator. Practic, muncitorii vor avea acces doar în zonele de manipulare acestor recipienți cu dispozitive și instalații speciale. Cei care vor lucra la alții aceste... vor fi cei care vor controla procesul de producție. În... Manipulanții primesc spor de toxicitate? Noi avem în grupul Eger încă 3 asemenea fabrici de adeziv. Sau avem în Germania, în Austria și în Franța aceste fabrici de adeziv. Și din cauza faptului că aceste instalații sunt lipsite de emisii, nu s-au solicitat de către autoritățile în vigoare să se acordăm asemenea spor. Practic, nu este... Deci nu se plătește spor de toxicitate. Nu se plătește sporul de toxicitate. Am spus, noi avem asemenea fabrici. De unde vine această substanță pe care intenționați să o fabricați la Rădăuți? De unde vine la ora actuală? Cum intră ea în procesul tehnologic de la firma Eger? Și de, dacă aveți altă fabrică în altă parte, de ce este necesitatea să o construiți pe asta aici? Da. Fabricile sunt, după cum am spus, în Austria, în Germania și în Anglia. Fabricile noastre care produc acest material sunt destul de departe la noi. Problema noastră aici este transportul. Acest element este un element de cost important care ne influențează prețul final al produsului. Și asta vrem să reducem. Avem nevoie de peste 60.000 de tone anual din aceste substanțe. Deci e vorba și de un volum mare de transport. În clipa de față, adezivii respectivi, această soluție, îi aducem din Ungaria, din Ucraina sau am luat și din România, pentru că se mai produce și în România acest material la Viromet. Ați spus fabrica noastră sau fabricile noastre. Da. Mai există și alte fabrici, probabil, care produc aceeași substanță și concurența naște deseori disensiuni, inclusiv în domeniul imaginii. De ce credeți că populația din zonă aude cu greu despre fabrica dumneavoastră și faptul că se dorește implementarea pe platforma unui produs chimic? A generat concurența asemenea lucruri? Cei de la concurență au avut probleme? Aici intrăm într-o zonă în care noi evităm să facem afirmații legate de concurenții noștri, pentru că și aici Eger are o politică de echitate și de corectitudine. Există, au fost niște tulburări în România legate de investiții similare pe care, dacă o să ne permiteți, o să discutăm mai puțin despre greșelile pe care le-au făcut alții. Eu aș dori să... Să nu se facă confuzie. Să nu se facă confuzie. Aș dori ca populația din Rădău să ne înțeleagă și sperăm ca încrederea pe care noi ne vom câștiga, dacă în anul care a trecut deja de producție încă nu avem această încredere din partea comunității, sper că o vom câștiga în cel mai scurt timp, așa cum am făcut-o în toate comunitățile unde am dezvoltat asemenea proiecte și unde au fost inițial același gen de suspiciuni, să zicem. Este normal ca oamenii să aibă îndoieli atunci când este vorba de o investiție într-un domeniu care este în zona chimiei. Dar noi avem experiența asta de 20 de ani. Facem aceste substanțe, le producem în fabricile noastre de peste 20 de ani și în 20 de ani și până acum n-am avut niciodată un incident de mediu
legat de aceste fabrici care produc adeziv. Mai mult decât atât, nu facem niciun pas și asta am vrut să spunem și acolo în Consiliul Local și asta o vom spune mereu, nu vom face niciun pas fără aprobările și supervizare din partea autorităților în drept. Fie că e vorba Agenția de autorități de locale, Agenția de Mediu, Garda de Mediu, toate aceste instituții ne-au impus și ne impun niște condiții pe care noi le-am respectat și le respectăm. De altfel, suntem singura fabrică din estul Europei de profil care avem autorizație integrată de mediu. Autorizația integrată de mediu, așa zisul IPPC, este o autorizație prin care suntem obligați să prevenim și să controlăm poluarea din partea fabricii noastre. Deci, atunci când am primit autorizația, noi a trebuit să demonstrăm că avem mecanismele și procesele prin care noi să facem acest control, prin care noi să urmărim și să stopăm orice posibilitate de a afecta mediul din zona în care ne dezvoltăm activitatea. Facem asta nu numai în România, o facem asta și în Marea Britanie, și în Germania, și în Franța, și în Austria. Firma mamă, eu repet lucrurile astea, unii poate au mai auzit, alții aud acum că firma mamă a noastră se află în Austria, în zona Tirolului. Sunt 15 km de Kitzbühel, care e o stațiune exclusivistă foarte scumpă în Austria. Acolo sunt niște condiții pe care aceste organisme de mediu le impun foarte drastice de-a dreptul. Și fabrica noastră, cred că cea mai apropiată pârtie de schi este la câteva sute de metri de fabrică. Deci tradițiile astea de a respecta mediul, pădurea, aerul, munții, toate astea sunt incluse în filozofia firmei Egger. În speranța că telespectatorii au înțeles deja mesajul firmei Egger și că am umplut câteva goluri, să spunem așa, poate nu toată lumea știa despre ce este vorba, aș lăsa microfonul pentru sfârșit la dumneavoastră, dorind să comentați aspectul Egger, un jucător al comunității locale. Este un alt aspect important al filozofiei noastre. Afacerea în sine, firma Egger, este o firmă, o afacere de familie. Noi avem niște valori care provin de la cei care au întemeiat această firmă. Deja am menționat câteva, această conexiune cu mediul, această legătură cu comunitățile din care facem parte. Egger s-a implicat și se implică. Măsurile de ordin social ale comunității au fost întotdeauna întâmpinate, privite cu respect și Egger s-a asociat la multe din aceste activități. Au fost necazuri în zonă, Egger a reacționat, au fost inundațiile, am reacționat, am luat legătura. Deci prima reacție a fost interesantă pentru că colegii din Austria, imediat noi avem în Austria și o mică fabricuță de bere și o fabrică de sucuri din acestea. Și imediat colegii din Austria ne-au pus la dispoziție două camioane, două tiruri mari de apă minerală pe care am distribuit-o oamenii noștri, s-au oferit voluntari, colegii din fabrică s-au oferit voluntari și au făcut un tur al localităților afectate de inundații aici în jurul Rădăuților și au oferit oamenilor aflați în nevoie câteva baxuri din acestea de apă minerală. Dar apoi conducerea firmei, am luat legătura cu Crucea Roșie și acolo am venit cu o sumă de bani, acolo am venit cu niște materiale și am participat la această acțiune de reconstrucție a unor case în anumite zone din județul Suceava. S-au construit circa 406 case, dacă nu mă înșel, iar noi am oferit, de exemplu, în fiecare casă am pus niște paturi făcute din materiale de ale noastre, plus banii pe care, donația pe care am făcut-o către Crucea Roșie, era vorba de 20.000 de euro. Un alt pas a fost când ne-am implicat în refacerea unor săli de operații ale spitalului. Aici am lucrat în colaborare cu colegii noștri de pe platforma aceasta industrială dintre Rădăuți și Dornești, cu firma Schweikofer.
Eger a investit circa 100.000 de euro în refacerea acestor săli de operație și înainte de asta, poate primul lucru pe care l-am făcut a fost să facem un mic parculeț, să amenajăm un mic loc de joacă pentru copii într-unul din parcurile orașului Rădăuț și inițiativa noastră a prins pentru că am văzut că ulterior au apărut și alte obiective de acest gen în oraș, lucru care ne bucură. Acesta e modul în care investitorul își face simțită prezența și prin stimularea altor parteneri de afaceri sau altor investitori din zona. Astea sunt măsuri de ordin social și Eger va continua pe linia asta. În materie de protecție a mediului, sunt niște legături luate cu autoritățile locale și cu autoritățile regionale și cu siguranță probabil vom mai auzi unii de ceilalți atunci când se vor face proiecte și lucruri serioase în această zonă, în zona protecției mediului și sunt convins că ne vom implica și vom participa la orice acțiune menită să ajute și să ridice zona în care ne desfășurăm activitatea. Ne interesează să creștem împreună cu societate. Zona Rădăuților. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și vă aștept cu plăcere și altă dată. Mulțumesc și eu pentru invitație și transmit un salut și mult respect tuturor telespectatorilor noastre. Spectator, Stop Cadrul Rădăuțean a ajuns în acest moment la rubrica Invitatul emisiunii. În această săptămână am decis ca invitatul din Stop Cadrul Rădăuțean să fie viceprimarul Costel Galan. Bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuți, domnule, încă viceprimar, spun, dacă aș vrea să fiu răutăcios. Bine ați spus, viceprimar în funcție, pentru că nu știu dacă voi rezista până la pensie sau cât vei rezista și după pensie, dar de obicei mai sunt care așteaptă alții și la ușă, dar poate să aștept deocamdată, pentru că o să consider că nu va mai fi necesar să fiu viceprimar. Voi știți să dau cu pasul înapoi la timp potrivit, până atunci vreau să-mi fac datoria până în ultima clipă. Vă faceți sau nu vă faceți datoria? Sper ca telespectatorii să urmărească emisiunea cu interes și din întrebările care vi le pun eu și din ce mai completați dumneavoastră, să vedem cam ce se mai întâmplă, să începem să facem o radiografie a primăriei la momentul de față și a treburilor care sunt. Spun că, uitându-mă pe geam, văd că afară e viscol și ninge și mă bucur că mai acoperă zăpada, mizeria din oraș, pentru că orașul este murdar și nemăturat. Domnul Corneliu, vă pot da dreptate într-o oarecare măsură. Putem să vă spunem că acțiuni de curățenie se desfășoară în fiecare zi prin serviciul care avem de salubritate al serviciilor comunale și inclusiv pentru spații verzi care avem un departament în cadrul primăriei. Dar pentru mizeria despre care remarcați dumneavoastră, să știți că este și civilizația rădăuțenilor care nu întotdeauna aruncă, știu, mizeria care sau gunoaiele. Mă refeream la acel nisip antiderapant care a rămas pe stradă fără să fie curățat. Da, într-adevăr, în sezonul care, în perioada trecută care a nins, s-a împrăștiat peste 400 de tone de material antiderapant, categoric când avea să o topi zăpada, vedeți că astăzi deja au început să ningă, a venit alta, dar între timp s-a organizat echipă de curățenie a acelui material antiderapant de la bordură, așa se spune. S-a reușit în mare parte, bineînțeles nu s-a putut termina pentru că a venit o altă zăpadă, categoric vom interveni cu alt antiderapant, dar la timpul potrivit facem tot ce se poate și intervenim și după bugetul local care îl avem, pentru că totul este costisitor. Cred că aici e problema, nu prea sunt bani.
Într-adevăr, societatea Servicii Comunale, până în prezent putem să spunem că își face datoria, ne-am fi dorit să-și facă mai mult, dar, bineînțeles, în funcție și de bugetul care l-avem alocat și suma de bani care o putem plăti la Serviciile Comunale, pentru că avem acolo niște restanțe care nu aș vrea să intru în amănunt, dar e vorba de în jur de vreo 40 de miliarde de lei care trebuie să-i plătim, primăria trebuie să plătească pentru serviciile prestate comunității, deci o datorie care se înregistrează de la, eu știu, de pe, mai bine de jumătatea lui 2008, dar totuși Serviciile Comunale își desfășoară activitatea în continuare cu resursele proprii. Acum, probabil, după ce o să voteze bugetul pentru 2009, vom încerca să, după fondurile care o să le avem disponibil, să încercăm să achităm din datoriile care sunt. Totodată ne-am propus ca bugetul 2009, după câte știm, fiecare va fi destul de mic, să-l gospodărim mai eficient, mai economic, ca să ne poată ajunge. Până să ajungem la măsurile de criză și la discutarea bugetului, dacă tot vorbim de bani, haideți să parcurgem puțin niște etape pur gospodărești, care țin de un bun gospodar a orașului, fie că este primar sau viceprimar sau salariați ai primăriei sau oameni, factori de decizie care hotărăsc ce se întâmplă și la ce dată. Suntem la mijlocul lunii februarie și încă mai tronează în centrul orașului un brad rămas acolo de la Crăciun. Abia am scăpat cu chiu cu vai de o scenă care era pe acolo, dar bradul ăla încă a rămas de parcă ar dori cineva să-l împodobească cu ouă pentru că se apropie Paștele. Mai sunt instalații care încă mai luminează din iluminatul ornamental, care sunt încă alimentate cu energie electrică la ora asta și mai luminează de parcă ne-ar sugera că facem economii, dar pentru cei de la Conel, nu pentru noi. Hai să vă răspund pe rând. În primul rând, despre bradul de care vorbiți, în zona respectivă aveam amplasat un patinoar care creează cât de cât o plăcere pentru tinerii care vor să patineze, așa că bradul încă nu deranjează, fiind și sezonul rece, își păstrează încă culoarea. Probabil că odată cu curățenia care vom face-o, deci după ce se va încheia sezonul de patinoar, zăpada care rezultă de la patinoar, vom face și vom demonta și acel brad. Referitor la instalațiile de sărbători, au rămas niște instalații care la ora actuală nu ar fi deranjat chiar atât de mult în zona sau în piața centrală. Deranjează sau financiar, domnul viceprimar. Au un consumator, destul de redus și pot să vă spun că am întâlnit chiar în orașe mai mari decât Rădăuțu, care totuși că păstrat până mai la jumatea anului, până la mijlocul verii. Deci o să dispunem ca în perioada următoare să le retragem și pe alea puține care mai sunt în centrul orașului. Până la urmă, totul e o chestiune de bani și până când se va vota bugetul, rămânem în sfera administrativă, nu? Ați gândit la primărie niște măsuri împotriva crizei, pentru că se discută la toate nivelele despre criză și felul în care îi vom face față sau nu? Încercăm să facem față crizei și cetățenii trebuie să fie mai conștiincioși, în primul rând să vină să-și plătească taxele și impozitele față de comunitate, pentru că acești bani care se vor achita către cetățeni și firmele care își desfășoară activitate pe raza municipiului Rădăuț, avem nevoie de acești bani, întrucât imediat după luarea zăpezii, în primăvară, să putem interveni la carosabil, la drumuri, trotuare, flori și ceea ce ne privește gospodăria orașului. Inclusiv avem pregătit un proiect pentru anul 2009 să intervenim pe strada 1 Mai, să facem, așa zis, o magistrală al apei și a canalului, ca să putem prelua și străzele lăturalnice din zona 1 Mai Habitat și zona Toloce, care s-au creat niște cartiere noi. Încercăm să atragem cât mai multe fonduri sau mai bine zis să promovăm proiecte care putem beneficia cu parte din contribuții din bugetul local. Vom încerca în primul rând să nu îndatorăm cetățenii cu prea multe taxe și impozite, chiar o să încercăm să mai reducem, cel puțin pentru crescătoare de animale din zona Tolocii. Am hotărât ca să și am făcut adresă la Direcția Agricolă să primim niște fonduri pentru păstrarea pășunatului din alte fonduri nerambursabile, să încasăm cât mai puțin bani de la cei care își pasc animale în zona Tolocii. De asemenea, încercăm să valorificăm cât mai bine și cu forțe proprii banii pentru a ne ajunge
să reparăm, să cârpim cât mai mult. Proiectele de o anvergură mai mare ne vom adresa numai prin atracție de, deci promovarea proiectelor. Avem în derulare mai multe proiecte. La, aș putea să amintesc, la intrarea 20 de către Suceava, avem în construcție 4 blocuri ANL, mai avem în 2 proiecte pentru un bloc pentru persoanele sau familii care au fost evacuate din case naționalizate. De asemenea, un bloc, tot strada 1 Mai, 2 blocuri de face pentru locuințe sociale. De asemenea, identificăm și alte terenuri dacă putem găsi disponibile și să promovăm și alte proiecte privind construcția de locuințe, apartamente care se stea la îndemâna cetățenilor, așa zis, în bugetul ăsta de austeritate și recesiunea care ne aflăm fiecare, deja se simte, nu-i ceva nou, urmărim și noi la, prin mass media cam, care va fi viitorul nostru, viitorul nu numai Rădăuțenilor, la întregii lumi. Va fi Trebuie să folosim așa cum se poate, să fim foarte economi la bani, la cheltuieli, economi la tot ceea ce ne înconjoară, să putem să trăim într-o viață decentă. De asta aș vrea să promovez, dacă îmi permiteți, câteva momente. Am încercat la nivel de comunitate locală să trimitem persoane din cadrul primăriei, să sensibilizăm, am sunat pe la ușele apartamentelor la cetățenii care locuiesc în, la blocuri, la blocurile care sunt construite înainte de 90, să creăm asociațiile de proprietari. În acest caz, guvernul vine cu finanțare de 50%, bugetul local cu 30%, deci cetățenii va trebui să suporte doar 20% pentru izolarea termică, pentru a se evita chiar subvenția, pentru că subvenția care o acordă guvernul și, bineînțeles, din bugetul local, pentru subvenția pentru încălzire, este insuficientă și totodată nu putem merge la nesfârșit și locuințele noastre vor fi tot risipitoare de energie termică. Și în felul ăsta vom crea... Vreți să constituiți acele asociații de proprietari? Cu greu, pentru că trebuie să înțeleagă. Una dintre condiții este ca jumătate plus unul din blocurile care doresc să-și constituie o asociație de proprietari trebuie să fie de acord. Și până în prezent vă pot spune că 12 blocuri din municipiul Rădăuț au optat pentru acest proiect. Câte blocuri sunt în oraș? Da, sunt în jur de 100 de blocuri, dar deja 12 blocuri au optat, deja sunt în perfectare. Pentru a avea asociații de proprietari. Încercăm și poate va da randament. După sunt oameni care nu pot să-și plătească de la o lună la alta factura care se afișează pe casa scării. Dar mi-te să mai pună și bani pentru a plăti un președinte de asociație și un contabil, pentru că trebuie și dacă asta. Dacă îmi permiteți, măsura care a luat-o guvernul, pentru familii care pot demonstra că nu au alte venituri decât de a-și întreține familia și viața de zi cu zi să o ducă, va interveni guvernul sau prin bugetul local și vom achita chiar în întregime cota care îi se revine pentru acest proiect. Dar numai pentru familiile care sunt înregistrate la social sau nu își poate achita acele contribuția personală. De asociațiile de proprietari, cu ce vă mai ocupați? Avem mai multe proiecte. Ați scăpat de câinii din oraș? Da, într-adevăr, primăria municipiului Rădăuț a preluat serviciul de ecaresaj de la servicii comunale. Încercăm să facem pe cât se poate... Asta înseamnă că în stradă n-ar mai trebui să fie câini de acum. Ba, sunt suficienți de mulți, dar acum noi suntem la, într-o organizare, suntem în derulare cu niște contracte pentru procurarea hranei, ca să vină hrana pentru câini, să avem o hrană cât mai ieftină. De asemenea, am perfectat sau suntem în curs de perfectare unor contracte pentru închirierea unui mijloc de transport specializat și autorizat pentru strângerea câinilor fără stăpân. Și aici aș vrea ca să fac o remarcă. Cetățenii care o să fie descoperiți că aruncă un câini în stradă, în special asta, aș vrea ca să mă refer la căruțele care vin din comunele limitrofii Rădăuțului și vin în zile de târg sau cu alte ocazii de Rădăuț și vor fi descoperite de poliția comunitară și de alte organe locale, vor primi sancțiuni suficient de costisitoare pentru un câine abandonat.
Asta este, primul rând, pe lângă mulțirea necontrolată al câinilor fără stăpân și câinii care provin din comunele învecinate. Aveam un proiect, încercăm ca să sterilizăm pe cât posibil patrupedele pentru a reduce mulțirea lor. Proiectul va fi într-o derulare destul de lungă, pentru că efectele vor fi peste câțiva ani, nu pe moment. La ora actuală pot să spun așa, dintr-un inventar, văzând cu ochii la suprafața Rădăuțiu, cred că există în jur de vreo 500 de câini fără stăpân. Ne confruntăm de multe ori că sunt, când mergem, unii reclamă să venim să ridicăm câini în diferite zone. Într-adevăr, în perioada de primăvară, iarnă, chiar și în permanență, se formează așa niște găști de câini, cum s-ar spune, și atacă persoane, copii, sau mai știu. Haide, când mergem să ridicăm câinii respectivi, apare fel și fel de persoane iubitoare de animale care intervine în contrasens față de strângerea acestor câini și spun, doamne, lăsați-i liberi, nu vă plac animale sau mai știu eu cum, dar nu avem ce face. La unii plac, la alții nu-i plac, dar noi trebuie să trăim într-o țară europeană și trebuie să punem acolo un adăpost pentru ca să până își găsești un stăpân. Chiar fac o remarcă cu această ocazie, dacă sunt persoane sau familii sau gospodari de la casă care sunt interesați de un cățel sau o cățelușă, la parcul unde adăpostim câini în zona fostului complex de către satul mare, cu mare plăcere, nu se mai percepe nicio taxă, putem să oferim orice cățeluș care îl avem acolo în adăpost. Gratis, bineînțeles. Îi putem asigura chiar și asistență veterinară, avem medic, tehnician veterinar pentru a putea controla acest domeniu de activitate. Noi în alte probleme. Despre buget am vorbit. Aș vrea să vă mai spun în ultima perioadă avem multe solicitări, mai multe solicitări la niște mari magazine, rețea de magazine europene sau internaționale, aș putea să spun, n-aș vrea să spun decât numele acestor firme să nu-i fac reclamă, dar e vorba de Lidl plus Bila, care vor apărea și în Rădăuți. Cred că pe unii ne avantajează, întrucât oferte de la ei au mai fost și către Consiliul Local din mandatul trecut. Da, într-adevăr, în primul rând au căzut de acord asupra locului unde să fie amplasat. Vă spun și locul, dar în primul rând aceste magazine mari, prima dată când apare într-o țară precum România, proaspăt intrată în Comunitatea Europeană, atacă orașele mari cu populație peste 100.000 de locuitori. Ați văzut la Suceava, de exemplu, sau la Suceava venit... există peste un metru pătrat pe cap de locuitor de spațiu comercial. Bun. Nu știu dacă e chiar atât de bine ca să devenim o societate de consum, toată lumea să cumpere și să vândă și nimeni să nu mai producă. Da. După ce în condițiile de criză, cred că mai important este să mai și producem ceva. Da, astea sunt două aspecte separate, trebuie să și producem, dar nu putem fără să și consumăm. Bun, și atunci, despre magazine de care Aldi, Bila și astea de care ați spus? Plus Bila, Lidl. Bun, și... unde? Unde? Deci își vor căuta spațiu, terenul și locația respectivă, ei doresc să fie cât mai central, pentru că se adresează cetățenilor care fac cumpărăturile cu sacoșa, deci nu sunt niște supermarketuri de categoria magazinilor mari care necesită o parcare de 2-3.000 de locuri, deci aceste magazine vor avea 20-30 de locuri de parcare, mai mult se adresează cetățenilor care să cumpere cu sacoșa, adică să poți merge pe jos de acasă până la magazin. Sunt magazine, în primul rând, alimentare, știți dumneavoastră, cu o haină mă putem cruța pentru o perioadă mai lungă, la mașină, în criza asta, mai putem renunța să mă deplasăm și pe jos, dar fără să mâncăm, nu putem. Deci acestea sunt niște magazine alimentare care vor fi benefice, în primul rând, pentru cumpărător. Unde? Unde? Încă harta a rămas aceeași, nu s-a întins Rădăuți. Da, își dorește să aibă o poziție cât mai centrală, deocamdată se află în căutare, în căutarea de terenuri sau spații. Primul contact... Știu și eu și dumneavoastră și telespectatorii. Hai să spunem unde? Pentru că e ocupat Rădăuți. Da. Centrul ăsta e ocupat. Nu putem bloca circulația și construim în stradă.
Nu? Vreau să nici spun, în parcare, nici în parc. Firmele puternice care știu și au un program bine pus la punct, niciodată nu o să-și facă probleme. De astea două sunt 12-15 bănci, cu timp în urmă era o singură bancă. Și toate și-au găsit locații central. Deci și aceste magazine, fiindcă au o rețea de câteva sute sau mii de magazine în toată Europa, își va găsi loc central. Singura diferență care o să fie, singura problemă, odată cu venirea acestor magazine mari, vor închide inevitabil alte magazine mai mici. Ați fost consilier în mandatul trecut, da? Da. Bun. Înseamnă că știți scandalul care a fost cu Plus Discount când au dorit să construiască un magazin foarte ieftin, un tip de magazin economat, să spunem așa, în curte la servicii comunale. Revine aceeași problemă în discuție? Aș fi vrut să evit, ca să nu pun căruța înaintea cailor. Într-adevăr, locația de la servicii comunale este o locație vizată pentru aceste magazine mai mari, pentru că este o locație mai centrală. Și nu le mai trebuie teremul ăla? Bineînțeles că le în trebuie. Ideea că descentralizăm serviciile care le fac cei de la servicii comunale și le dăm altor firme mai mici, nu o să le mai trebuiască teren. N-aș vrea ca să dezvolt subiectul înainte de a fi dezvoltat și analizat pe comisii sau la nivel de Consiliu Local. Deocamdată aceste firme s-au adresat cum ar fi firesc, să vină la comunitatea locală, la primărie, trebuie să vadă, probabil s-au făcut și sondajul, dacă în funcție de perspectiva de vânzare și cum se poate dezvolta aceste rețele de magazine în zona Rădăuț și, bineînțeles, se va duce și mai departe spre Vicov sau alte orașe care sunt mai mici decât Rădăuțul. Cu mare plăcere primim, dar ținând cont că aceste firme sunt particulare, nu sunt de stat, statul cam își rămâne în mod administrator, trebuie să-și găsească locația potrivită și, bineînțeles, să nu se suprapună. Despre bani nu se poate vorbi, deocamdată e vorba de locație. Locație ei au stabilit probabil din avion sau unde și-au fi găsit o locație mai bună, da, sau unde mai densă. Obicei, când solicitau asemenea locații, să promită că vor construi pentru comunitate un parc de joacă, o grădiniță care să le dea comunității pe degeaba, gratis. Au mai păstrat obiceiul ăsta firmele astea sau nu? Gata. Și-au revenit. Nu, problema este că fiecare societate sau firme mai mari care își vor desfășura activitatea pe raza localității respective va interveni adică în folosul comunității. Ați văzut firmele astea mari care sunt Eger și Schweikofer, au intervenit la Spitalul Municipal Rădăuț, au intervenit chiar și la școli. Acum o să aibă fiecare an un proiect în care o să facă ceva pentru comunitate, chiar prin aranjare sau amenajarea unor parcuri sau străzi. Deci au în permanență, ținând cont că recesiunea vine și peste firme mari și peste firme mici. Dar nu o să dea înapoi, o promis că o să implice chiar și în sportul rădăuțean. Constat că aveți foarte mult de muncă la primărie, nu vă plictisiți. Nu mă plictisesc pentru că problemele sunt suficient de multe și ținând cont că de multe ori ne oprim la capitolul bani și încercăm să le putem rezolva. De ce zboară așa bârfa asta prin oraș că se va schimba viceprimar? Păi dacă vă ocupați de problemele astea, le cunoașteți, de ce vor să vă schimbe? Știți, dumneavoastră, un viceprimar este viceprimar atât timp cât are o majoritate. Eu, la momentul actual, mă consider că am o majoritate, de aceea am spus și o spun, voi fi viceprimar în funcție atât timp cât am majoritate. Când voi simți că nu avea o majoritate, singur și de bună voi, voi da, o ști să dau cu pasul și înapoi. Deocamdată, din majoritatea asta este cuielul pe pelea sau cea care deranjează nemajoritatea. Probabil de aici trebuie schimbat viceprimarul. Da, deocamdată vă spun că la momentul actual și din consultările care am avut cu colegii mei consilieri, mi-au asigurat că majoritatea se va păstra în continuare în formula în care ne aflăm. Dacă va apărea intervenții sau știu alte sisteme sau alte forțări sau mai știu cum, categoric voi da cu pasul înapoi, voi rămâne consilier local ca și până acum, pentru că trecerea în... Nu. Deci legea permite după alegerile din 2008 ca viceprimar să rămână și consilier. Așa că eu sunt și consilier și viceprimar. Deci oricum
electoratul care m-a votat, îl voi sprijini în continuare și procentul care l-am, mandatul care l-am primit din Consiliu, voi acționa din, cu toate forțele ca și pe acum să pot să rezolv cât mai multe din problemele cetățenești sau cel puțin acolo unde o să simt că nu sunt lucrurile curate sau nu funcționează cum trebuie, am să încerc ca să mă opun și să fac, o să mă balansez în partea în care este dreptatea. Da. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi și vă dau voie să vă despărțiți dumneavoastră la final de telespectatori. Poate mai aveți de le comunicat ceva și vă aștept cu plăcere și altă dată. Vă mulțumim pentru invitație. Indiferent că sunteți viceprimar sau consilier, da. Mulțumim de invitație, mulțumim dumneavoastră și telespectatorilor că au răbdare ca să mă asculte și cu mare plăcere vin ori de câte ori mă invitați. Eventual, la timpul potrivit, dacă o să apară modificări, o să vă invit, o să fac o conferință de presă și o să-mi transmit mesajul către Rădăuțeni. Așa după cum v-am promis săptămâna trecută, revine astăzi pe micul ecran doctorul Dan Rusu. Mă bucur că vă reîntâlnesc și la această nouă emisiune din acel ciclu de emisiuni pe care le-am propus în urmă cu o săptămână. De această dată, după cum am promis, vom discuta împreună despre alcool. Nimic mai interesant, dar în același timp nimic mai ciudat decât o discuție despre alcool. Să nu uităm că alcoolul reprezintă una din cele mai vechi substanțe psihoactive cunoscute de către om. Cu siguranță, alcoolul este cunoscut de cel puțin 5, 6, poate chiar 10.000 de ani în urmă. Deși primele date documentare sunt ceva mai recente, respectiv cam cu vreo 1.200 de ani înainte de Hristos. Cum a putut descoperi omul această substanță psihoactivă? Probabil prin întâmplare. În foarte multe documentare am putut observa cu toții anumite fructe care în zonele tropicale sau ecuatoriale, căzând pe pământ, sufereau un proces de fermentație naturală. Anumite, în documentare, anumite animale, inclusiv primate, consumau aceste fructe în fermentație, se pare că le plăceau, și le consumau până în momentul în care aveau un aspect ebrios, absolut evident. Deci cu siguranță că aceasta este, știu eu, punctul alfa al istoriei consumului de alcool. În Biblie există câteva pasaje în care unele personaje au avut un comportament lipsit de echivoc datorită consumului de alcool, așa cum s-a întâmplat în cortul său cu un bătrân cu o mare semnificație în simbolistica Vechiului Testament și care, îmbătându-se, a adormit atât de adânc încât, știu eu, familia i-a putut vedea în momentul intrării în cort părțile intime, ceea ce în tradiția locului era o blasfemie, să spunem așa, foarte mare. Ca băutură, alcoolul nu a putut fi, să spunem, separat sau obținut decât cam prin anul 1000. Prin urmare, abia din Evul Mediu putem vorbi de un consum efectiv de băuturi alcoolice, printr-un gest deliberat uman. E adevărat, vinul sau unele băuturi chiar fermentate, să nu uităm de hidromel sau alte băuturi din orz,
se cunoșteau cu mult timp înainte, dar odată cu distilarea alcoolului, consumul de băuturi alcoolice a câștigat o altă dimensiune. În general, trebuie să recunoaștem că se bea, nu numai la noi, ci probabil cam peste tot în lume, deși în unele zone anumite interdicții religioase, să zicem că micșorează într-o anumită măsură consumul de băuturi alcoolice. Faptul că se bea este indubitabil. Există însă foarte multă ipocrizie. Amintiți-vă de consumul de alcool, excesiv de alcool, dăunează grav sănătății. E corect spus. Ceea ce este însă mult mai proteic, mai imprecis așa, este de unde este sau unde se sfârșește consumul normal, în ghilimele, și consumul excesiv de alcool. Nimic mai dificil de precizat decât aceasta. Să nu uităm că, privind lucrurile foarte analitic, un consum de 40 de mililitri de alcool este toxic pentru organism. Pentru organismul unui bărbat, pentru organismul unei femei, toxică este chiar jumătate din această cantitate de alcool. Un consum de 60 de mililitri de alcool, prelungit de-a lungul a ani de zile, duce garantat și în mod irreversibil la anumite leziuni ale creierului. Nu mai vorbim de alte organe din corp, dar despre astea vom preciza câteva elemente mai cu puțin mai încolo. Vorbind despre alcool, probabil prima dintre întrebările cele mai semnificante o reprezintă cauzalitatea. Din ce cauză? Nu atât consumul de alcool, cât alcoolismul. Există mai multe explicații, mai multe teorii cu privire la cauzalitatea alcoolismului. Să le luăm foarte pe scurt, pe rând. S-a vorbit și se vorbește încă foarte mult despre ereditate. Este o afirmație, însă, cu multe limite. Din ce cauză? Dacă ereditatea ar fi absolut, un factor absolut, ar însemna că un cuplu de părinți alcoolici, în mod garantat și într-o proporție de 100%, va genera copii care vor deveni alcoolici. Nimic mai fals decât aceasta. Prin urmare, înseamnă că intervin și alți factori. Este adevărat. Din cuplurile de părinți alcoolici există o mare proporție de copii care la rândul lor în timp vor deveni dependenți de alcool, dar nu știu dacă neapărat prin primatul acesta genetic, cât mai curând prin factori educaționali. Dincolo de ereditate, putem vorbi despre structura psihologică și cred că abia de aici intrăm în fondul problemei. Există anumite persoane mai vulnerabile la alcool. Persoanele cu o structură mai dependentă. Persoanele care au avut o educație mai aparte în sensul fie a lipsei unei anumite libertăți, fie a unei supraprotecții familiale sau, dimpotrivă, a unei răceli familiale. Viitorul adult va deveni vulnerabil prin această viziune, în primul rând, asupra vieții, prin această structurare specifică a unor valori prin care îi va crește susceptibilitatea și vulnerabilitatea la alcool.
Și în sfârșit, să nu uităm de aspectul social, pentru că probabil aici este marele adevăr și fondul problemei. Comparativ cu multe alte substanțe psihoactive, pentru că alcoolul este o substanță psihoactivă, la fel ca, știu eu, multe alte substanțe psihoactive naturale, ca de exemplu cocaina sau mescalina sau alte droguri, și de asemenea o substanță psihoactivă ca, la fel ca niște substanțe de sinteză sau medicamente, ca să le spunem așa, ca de exemplu unele tranquilizante. În ce mod și care a fost filiera prin care această substanță psihoactivă nu este privită la ora actuală în societățile omenești ca un drog, ci ca o substanță socială cu rol de netezire a interrelațiilor sociale, etc., etc., când s-a petrecut acest lucru este foarte dificil de spus. Cert este că un consum îndelungat de băuturi alcoolice nu rămâne fără efecte. Dependentul de alcool, de-a lungul timpului, nu are cum să nu dezvolte anumite patologii. Și este logic acest lucru. Să nu uităm că alcoolul odată ingerat este resorbit în marea majoritate, cam 90% la nivelul intestinului subțire, 10% la nivelul stomacului. Și unde ajunge? Ajunge 90% sau 85% în ficat, restul fiind eliminat prin aerul expirat, prin transpirație, etc. Ce se întâmplă în ficat? La nivelul ficatului, alcoolul este descompus până la nivel de apă. Acest lucru se întâmplă datorită unui echipament enzimatic specific existent la nivelul ficatului. Azi așa, mâine la fel, poi mâine la fel, ficatul este și el un organ cu anumite limite biologice. Prin urmare, de-a lungul timpului, probabil este primul care va ceda. Marea majoritate a consumatorilor cronici de alcool au suferințe hepatice. Noi le codificăm separat ca hepatopatii pe fond toxemic. Dar aceasta include multe alte nuanțe, să zicem așa, de încadrare. Un alt organ care suferă este pancreasul. Pancreatita alcoolică nu este un eveniment, este un eveniment extrem de grav și nu este un eveniment, să zicem așa, rarisim la consumatorul cronic de alcool. Inima, de foarte multe ori, există și se descriu așa numită miocardopatie alcoolică și, într-adevăr, de regulă post-mortem, din păcate, se poate constata la alcoolic o inimă flască, în picătură și care te mai și miri că a susținut viața atât de mult timp. Să nu uităm însă printre aceste organe care suferă de pe urma consumului de alcool, creierul. Este firesc să se întâmple așa, deoarece neuronul este o celulă extrem de sensibilă la toxic. Să nu uităm că un neuron, odată mort, nu se va mai reface absolut niciodată. La etilici nu este un eveniment rar apariția unor crize epileptice și de foarte multe ori, în practică, ne întâlnim cu acest eveniment de temut. Care este însă evoluția unui consumator cronic de băuturi alcoolice? Se știe că, pentru început, orice consumator cronic de alcool se poate lăuda că voința lui este cu mult mai puternică decât drogul și această mică cochetărie a orgoliului durează până când? Până când evidența arată altfel. Este momentul așa numitei dependențe față de alcool. Dependența de alcool este fizică, pentru că organismul, și mai ales în ficat,
organismul își creează anumite mecanisme, anumite enzime care, cum să spun eu, se mulează pe metabolismul alcoolului și care sunt de natură să creeze acel fenomen de toleranță față de toxic, pentru că alcoolul este un toxic. Aceasta este dependența fizică. În momentul în care consumul de alcool este cupat, este oprit, normal că în spatele acestei dependențe fizice apare așa numitul și foarte de temutul psihosindrom de abstinență la alcool, despre care voi vorbi imediat câteva cuvinte. Nu vreau să uit însă de dependența psihică, pentru că dependența psihică de alcool ne dă cel mai mult de furcă, nu atât neapărat în fazele acute, cât în prognosticul negativ pe termen lung, prin faptul că foarte mulți dintre etilici, după o ameliorare, după o oprire a alcoolului, după un eveniment acut tratat medical, reiau consumul de alcool. Aceasta este fica directă și otrăvită a dependenței psihice. Spuneam cu puțin timp înainte de acel eveniment de temut numit psihosindromul de abstinență. Cei vechi îl numeau delirium tremens, și anume delirul tremurător. Într-adevăr, este un eveniment pe care îl putem întâlni în viața foarte mulți consumatori cronici de alcool și care se instalează în momentul abstinenței, fie voite, fie nevoite de consum de alcool. Credeți-mă, un astfel de eveniment, din punct de vedere medical, este un spectacol extrem de impresionant. Pentru că în limbaj obișnuit, să spunem așa, omul își pierde controlul. Pentru o oră, pentru o zi, pentru mai multe zile, se instalează un tremor deosebit de intens. Bolnavul, pentru că deja este vorba de un bolnav, bolnavul devine confuz, delirează. Sunt celebre acele deliruri profesionale în care, în cadrul delirului tremurător, pacientul face, bineînțeles într-un plan delirant, exact ceea ce făcea în viața de toate zilele. Un căruțaș mână cai, un măcelar taie porci sau oi, un contabil numără. Din păcate, toate acestea se petrec într-o altă lume și, bineînțeles, într-un salon. Este cu adevărat extrem de impresionant. Apar aici și halucinații. La fel de celebre sunt și așa numitele zoopsii, halucinații a unor animale mici, a unor șoareci, șobolani, furnici, care cu adevărat sperie bolnavul și îi creează o stare de anxietate extremă, cu neliniște, chiar cu agitație. Iată, relativ pe scurt, și marele eveniment de temut din evoluția unui dependent de alcool. De regulă, după remisia acestui eveniment acut și psihotic, urmează o perioadă mai mică sau mai mare de abstinență la alcool, după care, din păcate, rata de recădere este extrem de mare. Extrem de mare. Cauzele sunt multiple. Ce se întâmplă pe termen lung la acești consumatori cronici de alcool? Vă dați seama că nimic bun. Dar absolut nimic bun. Stadiul terminal, din punct de vedere nu neapărat somatic, fizic, cât social, mental, este instalarea așa numitei demențe alcoolice sau așa numitei psihoze alcoolice, însoțite sau nu de crize epileptice,
care au la bază, după cum spuneam cu puțin timp înainte, mecanismul acela toxic de la nivelul celulei nervoase. Ideea unui tratament eficient în alcoolism este sublimă. De cele mai multe ori însă este extrem de greu. Este extrem de greu să inițiezi un tratament efectiv asupra consumului de alcool. De foarte multe ori, mulți consumatori de alcool vin la mine și îmi spune: domnul doctor, dați-mi, vă rog, o pastilă, ceva, ca să nu mai am poftă de alcool, să nu mai beau. Ar fi minunat. Dar întotdeauna la toți le spun că dacă ar exista o astfel de pastilă, toți cârciumarii ar da faliment. Și nu știu, am vaga senzație că nu prea dau faliment. Tratamentul este eficient, pur medical vorbind, în cazurile de psihosindrom de abstinență, cu delir, în cazul crizelor epileptice, în cazul multor afecțiuni somatice datorate consumului de alcool, dar un tratament etiologic în consumul de alcool, nu trebuie să avem iluzia că există. Și pe undeva poate că e bine că nu există, pentru că dacă alcoolul s-a instituit ca, știu eu, expresia unor scări de valori umane, aceeași scară de valori umane trebuie să lucreze în detrimentul alcoolului. Omul trebuie să rămână singurul său stăpânitor, singurul care poate decide, care poate să lupte împotriva acestui mic sau mare demon din interiorul lui. S-a auzit foarte multe despre așa numitele ligi ale alcoolilor, alcoolicilor anonimi. Este adevărat. În plan terapeutic, probabil ele sunt instrumentele cele mai eficiente ale luptei acestea împotriva consumului de alcool. Ca un preambul, vă pot anunța că într-un minim de timp vom iniția și noi astfel de ședințe, de grupuri, de fapt, de alcoolici anonimi, inițiativă care cu siguranță nu știu cât va face, nu știu cât anume va avea o rată de succes, dar cu siguranță va fi eficientă. Și fiind eficientă, în fond, acesta este sensul victoriei. Deocamdată cam atât. Vă mulțumesc mult pentru atenția dumneavoastră. Vă invit pentru data viitoare, respectiv peste o săptămână, să discutăm despre un alt punct cardinal al momentului patologic al vremurilor noastre. Și anume, după cum am spus în emisiunea inaugurală, vom discuta despre tulburările depresive. Thank you.